Astăzi a avut loc un curs de rugby ready destinat profesorilor de educație fizică și sport din zonă și nu numai, susținut de către educatorul World Rugby, Gheorghe Sabău. Mâine, de la ora 11, va avea loc ediția a doua competiție de rugby tag, dotată cu trofeul Ghiocei de Borșa. Este o zonă cu un potențial deosebit, ceea ce ne dă speranțe că trecerea de la rugby tag la cel cu contact să se facă în cel mai scurt timp. Am pregătit multe surprize frumoase pentru toți participanții. Faptul că vor participa echipe care vin de la distanțe foarte lungi denotă odată în plus valoarea și seriozitatea competiției, a declarat Gheorghe Sabău, director regional de dezvoltare Transilvania Nord.